dacă se săvârșește un act de corupție, haideți să ne gândim la consecințe. O întreagă societate suferă, nu mai sunt bani de investiții în spitale, în locuri de muncă, nu mai sunt încurajați investitorii străini să vină în România, nu există posibilitatea plății salariului, plății salariilor, nu există posibilitatea unor investiții în spitale, în plata profesorilor, în educația copiilor, deci în cele din urmă se atrage falimentul unui stat din incapacitate de plată. Deci consecințele unor fapte de corupție, și în cazul nostru se poate considera ca o corupție generalizată, sistemică, atins instituțiile, există dovezi în acest sens, sunt prezentate în doctrina de specialitate, ar trebui mai bine explicate societății.